Bună seara, dragii mei! Sunt Tarot Ella cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Balanță, inclusiv progresiv, dacă vă cunoașteți progresiile. Etalare pentru aproximativ luna aprilie. Am făcut o mică pauză între voi și celelalte zodii. În primul rând, să mă eliberez complet, complet, complet de energia de la zodia leului. De o energie foarte, foarte grea. Trebuie să-mi fac ceva dulce, să mănânc ceva bun. Oh, am amestecat cărțile și a venit primul mesaj, Orca. Însă și m-am uitat pentru că este una din cărțile care creează așa o stare mai specială. Dar, ca să mai adaug la informațiile pe care le simt când mă uit la această carte, am răsfoit un pic instructajul și am citit așa, pe diagonal, cum se citește. Și am început să plâng. Așa, nu știu, n-am început să plâng chiar în hohote, dar ceva mă înduioșează. E un mesaj pentru unii dintre voi care aveți planete în balanță. Ascultați această etalare, bărbați, femei, nu contează. Tineri, bătrâni, nu contează. A mai apărut în ultima vreme Urca și moderație și veștile negative sau comunicare negativă din care trebuie sau prin care trebuie să vă găsiți echilibru, lumina. În plin haos trebuie să învățați să fiți în moderație și în echilibru. Dar Urca asta are ceva de transmis unora dintre voi, mai ales în această perioadă. Mie inițial îmi transmite un sentiment, nu un sentiment, o stare de frumoasa în pădurea, frumoasa a dormit, cum era frumoasa în pădurea adormită, parcă așa era. E o stare de somnolență, este o stare de necunoaștere. Pentru mine această carte îmi sugerează Casa a 12-a peștilor a necunoscutului, conexiunea cu alte lumi și conexiunea cu viețile noastre anterioare, cu un aspect al familiei noastre. Și am mai vorbit despre Orca de curând, tot așa răsfoind instructajul și avertizând, nu mai știu unde a apărut, despre niște tendințe, tipare pe care le transmitem dacă nu ne vindecăm, dacă nu ne introspectăm. Tipare care vin pe filieră, da? Familiară, ancestorii și somnolenți. Sunt aici să susțină această lecție sau avertizare. Și unde vreau să zic, o să fie o introducere poate un pic mai lungă. Spune așa că pășești în linia de sânge a ancestorilor tăi. Dar, dragă ascultătoare, dragă ascultătorule, ești un individ care trebuie să-ți înveți să-ți creezi destinul tău. Și asta se vede încă din număr. Nu trebuie să citesc în această carte ca să văd acest mesaj. Da? L-am văzut încă privind numărul. Este 3. Împărăteasa, cea care creează, cea care manifestă abundență. Dar este un zero în față. Este o abundență nemanifestată. Este o creație, nici măcar în proces de transformare, să zic. Nici măcar e copilul care nu se află încă în burta mamei. Este în apele primordiale. Este o necunoaștere profundă a voastră despre voi și despre linia voastră de sânge, despre familia voastră. Și necunoscându-ne sau nici măcar conectându-ne intuitiv la niște tipare, nu le putem depăși și trăim în suferință. Trăiți în suferință, într-un somn. Dar nu e vorba de somnul rațiunii. Este somnul dinainte de trezire. Eu sper să vă treziți la un moment dat. Sper
Sper să nu vă plictisească. Dacă vă plictisește, asta e problema voastră. Ideea este că trebuie să vă creați destinul vostru. Trebuie să căutați comunicare mai bună cu familia. În ce sens mai bună cu familia? Ca să vă înțelegeți familia. Și nu vorbesc de căsătorie, dragii mei. Eu vorbesc de arborile din care vă trageți. Da? Seva. Sămânța. De acea familie este vorba. Da, probabil că lipsa de comunicare în familia în care v-ați născut, un anume tip de comunicare, s-o fi manifestat, dar nu cea de care aveți nevoie ca să vă cunoașteți în profunzime, ca să vă ajute să vă creați destinul, acea lipsă de comunicare se poate manifesta și în alte relații, și la job, și în relațiile amoroase, și în relațiile de, eu știu, căsătorie, care au apucat să facă această greșeală, încă, zic greșeală, încă în această fază. Să mai răsfoiesc așa și să mai citesc despre această orca. În primul și în primul rând, se vede din imagine că aveți nevoie de somn. Vă simțiți foarte obosiți. Aveți nevoie de îngrijire. Ce zice aici? Self-care. Nu musai să aibă cineva grijă. Trebuie să învățați să aveți grijă de voi, pentru că împărăteasa care manifestă grijă față de toți cei din jur. Și interesant, împărăteasa este și Venus, printre altele, trebuie să știi să aibă grijă de ea. Cum poți să porți un copil, o creație, un concept, destinul tău, în burtă și apoi să-l manifesti, să-l naști, să-l crești, să-l educi, da? Să-l faci mare, dacă tu nu ai grijă de tine. Trebuie să împărtășești cu ceilalți abilitățile, talentele, dar dacă nu le știi, cum poți să împărtășești, dragă balanță? Sau balanț. Foarte interesant. O să-mi iau timp după etalare să citesc această poveste. Poate, dacă vreți să ascultați, o să fac o înregistrare, dar trebuie să o traduc din engleză. Așa, mai pendelete. Acum răsfăiesc mesaje. Ce spune? Că în mitologie, Setna era o fecioară foarte frumoasă, da? Care a refuzat să se căsătorească. Mariajul ce reprezintă? Justiția. Da, casa a șaptea, a contractelor, a balanței. Da? A refuzat să se căsătorească cu cine hotărâse tatăl său, preferând să stea cu natura sau să stea singură sau, în fine, preferând altceva. Nu intru acum în detalii. Preferând o viață simplă, pură. Tatăl ei, însă, era suficient de autoritar și nu i-a păsat de dorința fetei și a obligat-o să se căsătorească. Și cu cine a căsătorit-o? Cu primul vânător, hunter, da? The next hunter who came along. Cu primul vânător care a venit. În fine, Setna se pare că îi dă tatălui său o poțiune care să-l adoarme și apoi ea pleacă de lângă soțul ei. A zis, e o poveste pe care vreau să o înregistrez. Pe scurt, cât o fi, 5 minute, dar vreau să o traduc pe îndelete. Aici sunt niște mesaje pentru voi, balanțelor. Și știu balanțe care s-au căsătorit cu persoane cu un anumit statut, care au oferit, eu știu, niște avantaje, dar mai puțin din dragoste, știu. Ideea este că dacă trăiți niște relații neplăcute în viața voastră personală, să știți. Dar pentru asta nu trebuia să apară musai această carte, dar probabil pentru unii a trebuit să ascultați aceste mesaje. Puteați și prin articole de psihologie. Familia este noi, e o carte foarte faină. O să vă citesc cândva din ea. Puteați să vă dați seama că copiem șabloanele părinților, bunicilor. Și cel care se revoltă face bine. Face bine pentru că îndrăznește
Să o ia de la zero, îndrăznește să închidă un ciclu, chiar dacă e dureros, chiar dacă pierde tot, chiar dacă pierde multe, chiar dacă o perioadă rămâne singur. Cel care se revoltă trebuie să se descopere. E o chestiune aici. Da? E o chestiune. Ce e iar interesant este că oricare această culoare, această combinație alb și negru, da? Yin și yang, iar un echilibru pe care ar trebui să învățați să-l manifestați. Dar, repet, cum să manifeste echilibru când nu-ți cunoști lumina suficient de bine, nu zic în totalitate. Cum să manifeste echilibru când nu-ți cunoști întunericul? Adică, din ce zonă te tragi, ce ai copiat negativ din familie, ce ai copiat pozitiv din familie. Plus că a venit tocmai la voi, așa că tocmai am mâncat ceva dulce și am mai multă energie. Însă, interesant, ia uite, vorbeam și s-a deschis la împărăteasă și la lună, apropo de mamă, ambele reprezintă energii feminine, materne, dar una este exact zona 0 și cealaltă este 3, zona de creație. Stau spate în spate, ce faceți? Ce faceți? Văzuse mai devreme, în timp ce pregătise în cărțile, turnul, o separare de cineva și regina de cupe și regina de monede. Ori două femei cu două tipuri de stabilitate pe care trebuie să le înțelegeți sau cu care trebuie să relaționați într-un anume fel. Asta așa să-mi aleg cuvintele. Ca să-mi dau verdict. Interesant, soarele iar apare. Soarele și regina de cupe. Și turnul, interesant. Separarea de cineva și de spade, separarea de cineva vă ajută să conștientizați o dragoste pe care puteți să o manifestați în general. Și nu zic că n-ați mai iubit, dar este altceva. Este altceva. Ceva de genul ce am spus mai devreme, este trezirea dintr-o zonă emoțională care n-ați aprofundat-o. Și nu e nimeni de vină. Majoritatea oamenilor fac asta. Majoritatea oamenilor sunt aici. Sau și mai rău. Da? Nu e nimeni de vină. Nu mai știu cum le-am pus. Le-am pus cum a vrut, da? Spiritul. Ok. Duhul Sfânt. 9 de monede în trecut, 6 de cupe și 9 de cupe. O să clarific. 9 de monede, o persoană independentă. 6, 9 și 9, da? Două persoane independente, ar spune. Două persoane independente care probabil că s-au întâlnit și s-au simțit foarte bine împreună. 6 de cupe. Rămâne de văzut. Și când zic rămâne de văzut, nu zic musai că apare în etalare. Ar trebui să știți voi, să descoperiți voi. Că tot am vorbit de descoperire. Rămâne de văzut cât ați putut să recunoașteți. Cât au recunoscut ei în această întâlnire. Dar, hai să mai vedem. 5 de bâte în prezent, conflicte. Asul de monede, un început. O oportunitate și 7 de bâte. Între 5 și 7 e acest potențial. În această perioadă puteți să începeți un proiect. Dar puteți să începeți și o relație. Dacă sunteți independenți, evident că puteți să începeți o relație. Sunteți pregătiți. Interesant. Ca să începi o relație stabilă, exprimată în tarot prin 10 de monede, stabilă, abundentă, normal ar trebui să fii în 9 de monede. Să fii tu bine cu tine însuți. Să fii tu stabil, pe picioarele tale. Mulțumit de ce ai realizat. Și apoi să primești tasul de monede. Ce vreau să spun? Majoritatea așteaptă să primească 9-10 monede. Da? Pe un fundal de lipsă, de necunoaștere, de nerealizare. Așteaptă altă persoană să-i salveze. Nu știu de ce vine mesajul ăsta, pentru cineva, probabil. Interesant. În această perioadă aveți această posibilitate să începeți ceva nou. O relație, un proiect, un job. Dar dacă îl manifestați după multe eforturi și după multă luptă,
dacă. El plutește în aer, depinde de voi. Unele balanțe, nu vreau să etichetez și nici să fac o regulă, dar unele balanțe sunt cam mai puțin active, să zic. Dacă se va manifesta și asta depinde de voi, de dorința și voința voastră, trebuie să protejați 7 de bâte. Trebuie să protejați acest lucru. Pentru că aceste conflicte vor exista în continuare. Alt mesaj. 3 de spade. 4 de monede. O să clarificăm. Și, wow, împărăteasa. Frumos. Și nebunul. Exact ce am zis mai devreme. 3 și 0. Vedeți? 3 și 0. 3 și 0. Frumos. Mulțumesc pentru această confirmare. Pentru mine, 4 de monede înseamnă legături karmice. Legături care vă țin în 4. 4 fiind o energie foarte fixă, inflexibilă, stabilă într-adevăr, dar inflexibilă. Ah, interesant. Continui mesajul și o să-l corectez. Eu am văzut 4 de monede, dar probabil că are legătură. Dacă am văzut, înseamnă că așa trebuie să spun. Deci am văzut 4 de monede. Deși este altă carte, o să continui mesajul cu următoarea idee. Dar prima idee era că unii, într-adevăr, sunteți niște legături karmice care v-au creat conflicte și decepții. Oh, că fi suferit și alții? Probabil. Dar nu sunt aici să discut despre suferința lor, ci despre suferința voastră. Sau poate voi discutați despre suferința lor, nu știu despre ce discut. Nu e nimic programat, totul vine, știți cum vine. Cei care ascultați sau știți că aici se face canalizare instantanee. Da. Acum. Revin. Eu am zis 4 de monede, dar de fapt este valetul de monede. Este dorința de a manifesta, poate, mai timid, ca un personaj care abia acum se trezește, creația vieții sale, împărăteasa sau trezirea sa, sau energia sa feminină divină, bărbat, femeie, nu contează, da? Pentru că puteți să fiți bărbați și să învățați să fiți creativi și generoși și iubitori. De-aia zic. Sau să vă doriți să mergeți înspre femeia vieții voastre, împărăteasă. Iar plină de iubire, generoasă, puternică, creativă, care știe ce creează și creează, are această forță imensă. Da, va fi un nou început. După un refuz, după niște lupte, după niște conflicte, probabil conflictele și oferta creează refuzul și blocajul cuiva în prezent, care aduce decepție. Dar se pare că, totuși, decepțiile vor fi depășite și se va învinge această suferință. E o suferință aici. Și se va merge înspre dragoste, înspre abundență, înspre un nou început. Dar asta doar dacă, într-adevăr, cele două persoane se recunosc și noua decupe nu e doar o persoană egoistă, care, interesant, în aceste de cărți are brațele încrucișate exact pe chakra inimii, ci este o persoană satisfăcută de el, de ea, ca și nouă de monede, dar deschisă pentru următoarea etapă. Pentru asul de cupe. Pentru 10 de cupe, pentru fericirea maximă, da? Aici apare 9 și cu 10 de monede. Rămâne de văzut persoana aceasta. Interesant, uitați, vedeți? Vorbeam și vedeți și voi. Vorbeam că chakra inimii este blocată. Și din cauza că e blocată, se manifestă conflictele. Degeaba oferi, adică cum poți să oferi, cum poți să creezi? Când unul are sufletul deschis,
Unul investește, hrănește, da? Preîmpărăteasă și împărăteasă și altul stă cu mâinile în sân. Da, puteți să faceți echipă bună, probabil că v-ați mai întâlnit în alte vieți, apropo de ce ziceam mai devreme cu orca. Poate că ați mai creat sau n-ați creat până acum și acum trebuie să creați în această viață ceva special, dar cine e aici, satisfăcut de el, de ea, dar cu inima blocată, va fi o perioadă refuzată. Și în momentul în care este refuzat, este blocat, apare suferința. Dar suferința ce face? E bună suferința. Pentru că atunci când suferim, conștientizăm că e o problemă acolo. Și cine suferă va învăța să iubească. Va învăța să iubească. Mesaje. Interesant, la capătul setului de cărți. Doi de cupe, vorbeam de doi de cupe, da? Puterea. Transformarea, apropo de ego, interesant, da? Apropo de ego, de inima blocată, de mândrie, autosuficiență sau bucurie cu ce a realizat, cu ceea ce este, așa cum este. E o diferență. Ia uite, interesant aici este, ar putea să fie 9 de monede. Persoana care are grijă. Dar nu e suficient, am zis, trebuie să fie echilibru, că vorbim de zodia balanței și nu doar de zodie, vorbim așa, în general. În viață trebuie să manifestăm un soi de echilibru, nu? Puterea. Doi de cupe. Ia uite și îndrăgostiții și luna. E o dragoste, poate, care creează confuzie, mai ales pentru persoana care e blocată la nivelul chakrei inimii. Poate o stare de visare, poate un secret. Dar tot ce se întâmplă, se întâmplă ca să vă transformați. E 8 aici. Să renașteți într-o altă formă, aceasta de împărăteasă, să renașteți. Renaștere înseamnă moarte și renaștere zero. E copilul. Să renașteți din ce? Din aceste blocaje. V-ați blocat fericirea. V-ați blocat fericirea. Da? Într-o atmosferă mentală, zic atmosferă pentru că sunt trei persoane. Lipsită de creativitate. Conflictoră pentru că e un 5. Interesant, probabil că aveți aici iar moderație și iar apare 32 și 5. Trebuie să vă găsiți pacea în jurul focului. Probabil că sunt conflicte, conflicte verbale în jurul vostru. Probabil. De care trebuie să vă vindecați. Trebuie să vă găsiți echilibru. Să mergeți mai departe înspre oamenii, înspre oamenii cu care vibrați. Cu care vibrați? Îndrăgostiți 2 de cupe, 6 de cupe. Hai să mai și vedem alte clarificări. O să iasă o etalare cam lungă, nu vreau asta, dar dacă tot am mâncat dulciuri și m-am relaxat, asta e. Clarificăm. Sunt clarifici. 9 de monede. Preîmpărăteasă și împărăteasă în aceeași etalare ciudată. 9 de monede și regele de cupe. Ori simțiți o dragoste foarte mare pentru această persoană, dacă sunteți bărbați, simțiți o dragoste profundă. Am văzut mai devreme și regina de cupe, am văzut-o eu, nu știu dacă v-am arătat-o, da? Regele de cupe. Trecutul acestei variabil. Poate să fie de câteva luni, de un an, de mai mult timp. E un trecut, da? Regele de cupe și 9 de monede. Interesant. Dar este un vechi sentiment de abandon în viața acestui personaj. Și din cauza acestui sentiment de abandon a devenit așa mai cavaler, se simte bine cu prietenii, poate pare mai rece, mai distant, regina de spade. Dar
Acest personaj poate să iubească, simte deja pasiune. Apare iar artistul, vorbim de creație, nu neapărat de artă, dar poate are legătură cu unii dintre voi. Apare artistul, cel care își creează viața. Că și împărăteasa, am zis, e creativă. Această pasiune vă învață să vă creați viața. Dar știți că acest lucru se va întâmpla destul de greu, cavalerul de monede. Destul de greu. De ce? Probabil pentru că aveți niște învățat niște tehnici de creație. Acum vorbesc din perspectiva mea de artist, da? De pictor. Tehnici, stiluri, suporturi. Da? Dar nu doar asta, din cauza conflictelor, a concurenței. 6 de cupe. În trecut. 6 de cupe, valetul de cupe. Probabil că cineva a exprimat, unul dintre voi a exprimat. Măi, eu simt că e ceva între noi. Da? Și când cineva a început, unul dintre voi a exprimat, celălalt a plecat. Puh, wow, e prea mult. Nu. E prea intens, e prea profund. Prea multă telepatie, prea ne simțim stările. Unul a comunicat, celălalt a plecat. S-a făcut că plouă, s-a făcut că n-aude. Unul vorbește, celălalt nu răspunde. Da? Unul comunică, celălalt nu comunică. De ce? Pentru că vrea să meargă înspre 9 de cupe. Acum, repet, 9 de cupe e o energie. Poate să fie ori energie conștientă, ori, din potrivă, egoistă. Hai să vedem. Da, uite, lasă lucrurile așa, în pom. 7 de cupe și spânzuratul. Confuzie, creează confuzie. Unul vorbește, altul tace. Asta e. Și uite, așa ne completăm. Nu așa ne completăm. Nu, unul începe fraza, altul o continuă. Asta înseamnă completare. 9 de cupe. Sau unul vine cu desenul, cu proiectul și altul îl pune practică. 9 de cupe. Ia uite. 9 de cupe, cavalerul de monede și valetul de spade. Interesant, l-aș asocia pe 9 de cupe cu acest rege de cupe. Energie masculină. Repet, nu vreau să dau zodii. Adică, repetat, vă aduc aminte. Nu vreau să dau zodii, pentru că e absurd să dau zodii. Dar sunt toate semnele oricum pe masă. De ce l-asociez? Pentru că acest bărbat ține mâna în, deci brațele în sân și cel care simte dragostea, cel care, da, simte, își ține cupa în mână, o ține strâns lângă el. Nu o întinde, nu o oferă, cum face valetul de cupe. Nu, că dacă oferă zice că sunt prea imatur, prea copil, prea așa. Nu arăt. Și eventual, acest personaj, unul dintre voi, și vă recunoașteți, mai că trebuie să vă recunoașteți. Simt că e energie masculină, cam așa se întâmplă, dar nu obligatoriu. Nu e obligatoriu. Și femeile pot fi în energia lor masculină. Deci personajul care nu arată emoțiile preferă o comunicare sporadică. Valetul de spade e foarte evaziv în comunicare. Nu e foarte profund. Adevărul este că nu e foarte profund. Și preferă să se concentreze pe aspectele materiale cu cavalerul de monede. Pe acțiunile sale care îi aduc stabilitate. Bine. Clarificăm 5 de băte. Nu știu dacă simțiți că încerc să-mi aleg cuvintele ca să nu vă fixez pe anumite scenarii. 5 de băte, 6 de monede și împăratul. Opa, așa. Și uite așa. Apare marea păcăleală. Marea păcăleală. Dragoste este. Dar mai există niște responsabilități, se pare.
responsabilitate de tată, de soț, de, eu știu, coechipier, de șef, de ce o mai fi. Da? Există niște responsabilități aici. Apare balanța, da? Care trebuie să-și facă timp și pentru concurență și pentru celelalte persoane. Apropo de ce am zis mai devreme, pentru familie, și nu mă refer, repet, numai la soț-soție, cât și la părinți, neamuri, chestii de genul ăsta. Să se poarte cum a fost proiectat de părinți, de bunici. Da? Aici este trezirea unora. Trebuie să ieșiți în aceste tipare dacă vreți să vă bucurați de dragoste, dacă vreți să vă bucurați de relații armonioase, dacă vreți să vă creați viața voastră, că aici era mesajul, să vă creați viața voastră. Nu să fiți în această energie. Dar e interesant că apare împăratul și împărăteasa, dar împăratul, acum vorbim, da? Împăratul și împărăteasa în aceeași etalare. Dar împăratul este cu nasul presus și preocupat de alte lucruri. Da? Preocupat de ce? Preocupat să ascundă faptul că, de fapt, a cam început să își dorească fericirea 10 de cupe, da? A cam început să își dorească fericirea. Dar cum să descoperi fericirea dacă tu încă nu te-ai descoperit pe tine? Ai un potențial, într-adevăr. Asul de monedă. Prea multă filozofie. Probabil. Asta sunt. Cine îi place, nu ascultă. Cine vrea să asculte, ascultă. Asul de monede. Pentru balanțe, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în balanță. Energia masculină tot vrea să fie în control. Se uită cu drag la cine este aici independent, independentă și îți creează viața. Că strugurii reprezintă viață. Din struguri se face vin și vinul simbolizează viață, sângele lui Hristos, da? Un personaj care are credință, care crede în posibilitățile sale, care că doar nu degeaba e preîmpărăteasă, știe că va ajunge împărăteasă, știe că toate gesturile pe care le face creează, își creează viitorul prin toate gesturile pe care le face, toate acțiunile, toate gândurile. Asul de monede. Ups, 4 de pute. Da, o întâlnire, probabil. O întâlnire. Nu vreau să zic musai. Nici casă. Poate să fie pentru unii dorința de a vă lua o nouă casă. Se poate, why not? Da? Dar pentru mine, deocamdată, ia uite și o nouă pasiune, o nouă relație care se vrea stabilă și de lungă durată, dar bazată. Interesant, apar struguri și aici și aici. Probabil că cine face această ofertă a urmărit îndelung creația acestei persoane. Voi știți cine e aici? 9 de monede. Vorbim așa în termen de tarot, ca și la doctor, dacă vă duceți, o să vă vorbesc în termen medical, da? 7 de băte în prezent. 7 de băte. Balanțelor. Femei, bărbați, doamne, domnișoare, domni. De monede în prezent, ce ar putea să fie. Șapte de monede. De băte vrei. 7 de băte. Bre. Cineva? Unul dintre voi. Unul, da. Unul vrea o relație stabilă, vrea să facă oferta, celălalt se pregătește să îi dea cu băta în cap, scuzați-mi expresia, să refuze. E un refuz.
Și acest refuz va crea sentimentul de abandon în viața celuilalt. Unde sunteți voi? Voi știți. Sau veți trăi și veți vedea. Dar oare de ce cineva refuză? Aici este răspunsul. Aici este răspunsul. Din cauza conflictelor, din cauza faptului că probabil cine vrea să facă oferta are balanța în mână. Dar oferă și altor persoane. Și probabil că cineva vrea exclusivitate. Interesant. Iar mai este o dorință de control. Posibil a energiei masculine. Dorința de control. Posibil. Nu vedeți și voi ce interesant? Eu așa simt, așa simt acum. Nu, mai dăm o carte. 4. Oh, da, uite, vezi? Bine că n-am zis-o că a apărut cartea. A apărut diavolul. N-aș spune musai tentația. Ar putea să fie frică? Ar putea să fie mândria, ar putea să fie obsesia cuiva, dorința de control a cuiva și atunci ca să nu piardă, eu știu, ce apreciază și ce iubește, 9 de monede și regele de cupe, probabil că în prezent se va încerca stabilizarea unei situații într-o formă sau alta. Dar apare diavolul, bruiaj, toxicitate, sunt multe. Poate să fie o relație karmică, că tot am spus din greșeală, dar știți că nu-s greșeală aici. Între relația karmică și relația dharmică, da? Relația aia pe care o controlați, pentru că așa ați fost învățați în familie și nu doar voi, și majoritatea oamenilor, într-o formă sau alta, relația aia semnată la primărie, în fața bisericii și așa mai departe, și o altă relație pe care o creați, da? O creați din dragoste. Prin munca voastră, prin ceea ce descoperiți, prin talentele voastre. Aici e o chestie. Dacă unii dintre voi aș vrea să m-aș bucura mult dacă ați înțelege mesajele pe care vreau să le transmit aici. Și nu eu, ci tarotul. Tarotul și, nu știu, ghizimei spirituale prin mine. Da. Interesant? Temperanța. Temperanța este singura care anihilează diavolul, v-am spus și vă repet. Și e temperanța sub 5 de spade. Aici temperanța este o energie feminină. Este un personaj care se vindecă, se echilibrează. Nu e perfect echilibrat, dar se străduie. E în proces tot timpul. De conștientizare, de curățare. Cine refuză, simte că este egoul celuilalt în joc în momentul în care va face, nu știu, ce egoul, ce ofertă. De-aia apare refuz, de-aia apare abandonul, de-aia apare durerea, de, da? Dezamăgirea, 3 de spade. Clarificăm 3 de spade în viitor. Asta. Nouă de spade, 3 de spade, stres. Poate că amândoi o să vă stresați, poate că amândoi o să suferiți. Unul că a fost abandonat, refuzat, celălalt că a trebuit să refuz pentru că am simțit că nu a venit cu sufletul deschis, a venit cu toxicitate, a venit cu dorință de control, da? Și ce vreau să zic mai devreme, aici este energie feminină întâmplător, așa mi-a atras atenția, care e un pic reținută. Ar vrea să se bucure, dar nu poate. Ar vrea să se transforme, dar sau să transforme o anumită situație, dar nu. Deocamdată nu-i momentul. Pentru că acest diavol. Da. Blocaj, abandon, suferință, stres, grijă. Ce fac? Am pierdut ocazia. Ce mă fac? Și interesant, ia uite, 5 de cupe.
Da? Toate acestea sunt pe energia masculină, totuși. Regele de cupe, împăratul, da? Tutum, 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 da. Regina de cupe, artistul, regele de spade. E o dragoste, e dragoste aici, e o poveste de dragoste. Care trebuie să învețe, sau în care cei doi trebuie să învețe să aibă credință. Nu doar în ei înșiși, nu doar în celălalt, dar și în Dumnezeu, cum așează lucrurile. Există un sentiment de stabilitate în această relație, dar și de karmă cu patru de monede, că tot am vorbit de patru de monede, este și karmă. Dar karma asta se poate transforma, rezolva, se poate vindeca, pentru că astfel de cupe înseamnă și vindecare. Se poate transforma în darmă. Cum? Prin această putere creatoare. Artistul apare iar. Și am vorbit de creație încă de la început. 3-0. Aici aveți la final 3 și 0. Împărăteasa și nebunul, da? Știți că artiștii sunt considerați nebuni. Dar știți bine că nu sunt nebuni. Apropo de chestia asta. Aici un mesaj pentru cineva. Regele de spade, artistul, regina de cupe și 5 de cupe. Suferințe, regrete sunt. Haideți să vedem mai încolo, valetul de monede. Dar și dragoste este. Și înțelegere, regele și regina de cupe, 6 de cupe, 2 de cupe, da, înțelegere din punct de vedere emoțional. Și repet, nu mă fixez pe zodii, poate să fie orice zodie. Regina de cupe poate să fie orice zodie, o persoană sensibilă, generoasă. Regele de cupe poate să fie orice zodie, inclusiv balanță. Hai să zicem, why not? Da? Dar care nu arată. Dar avantajul lor e că se simt 6 de cupe. Dar nu e suficient. Din acest motiv, 6 de cupe nu reprezintă fericirea supremă, ci e 10 de cupe, acolo unde se manifestă creația. Că tot vorbim de creație încă de la început. Valetul de monede. Balanțelor, balanțelor. Extraordinar! Că vorbeam de 10 de cupe? Da. Hai. Și totuși, și totuși, și totuși, din suferință. Apropo de ce am spus mai devreme, cu căsătoria aia forțată, probabil că cineva încearcă să forțeze nota într-un fel sau altul. Sau e o căsătorie versus o relație de suflet. Iar. Dar, după ce se trece prin suferință, cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, se manifestă renașterea, fericirea. Valetul de monede și 10 de cupe. Probabil se... După această ofertă, poate prea intoxicantă, prea, nu știu, nepotrivită, se va comunica, de fapt, adevărata intenție. Într-un fel sincer și pur, zic eu, 10 de cupe. Zic eu. Ia uite și lumea. Mai de... Toate reginele sunt aici aproape, ia uite. Regina de spade, regina de bâte, marea preoteasă, regina de cupe, am văzut-o, regina de monede și lumea. Wow! Lumea. Eu primesc așa un mesaj, că cineva vrea să transmită cuiva că este totul pentru el, pentru ea, a? Aș spune pentru el, pentru că sunt multe figuri feminine. Deci, draga mea, te rog, nu mai refuza această ofertă, pentru că, de fapt, da, poate nu m-am purtat la, dar, de fapt, tu ești regina de spade, regina de bâte, marea preoteasă, regina de monede, lumea pentru mine. Mie, împărăteasa. Clarificăm împărăteasa și uite așa, interesant, cineva vrea căsătorie, dar căsătorie din dragoste. Se gândește cum să manifest, asta înseamnă manifestare, cum să pun în practică această dorință, acest vis, acest ideal.
Cineva vrea căsătorie din dragoste, speră. Interesant că împărăteasa înseamnă multe, dar... Uite că apare și regina de putere. Da? Sau parcă văzusem, da. Împărăteasa, clarificăm împărăteasa pentru balanțe. Că am vorbit 45 de minute, wow. Hai, fuguța, fuguța. Împărăteasa ar putea să fie zodia balanței, deși, repet, nu-mi place să mă fixez. Poate să fie oricine. Pot să fiu și eu dacă vreau și sunt oricum. Nu că dacă vreau, chiar sunt. Glumesc. Ideea este că nu vă fixați pe zodii. Hai să vedem cine împărăteasa. 7 de cupe. Și mai ce? 3 de cupe. Mai avem o carte. Probabil că în viitor încă se va visa după dezamăgire, după ofertă, după situația care va fi, sau poate chiar este deja, pentru că timpul diferă ca manifestare de la om la om. Unii poate trăiți aici, alții aici, alții sunteți aici deja. Cu alte cuvinte, și refuzul... Și abandonul și suferința se pare că îl face pe împărat mai încăpățânat decât era de obicei. Dar e un alt tip de încăpățânare interesant, turnul. Turnul 7 de cupe împărăteasa. Și după tur, imediat vă arăt. După tur, ce urmează? Da. Pentru că nu pot prea multe. Apare totuși un as de cupe undeva în viitor. Rămâne de văzut în cât timp se manifestă, dar nu că n-ar fi. Ceva se întâmplă, ceva se... Turnul înseamnă restructurare, da? Construcția asta, ori căsnicile, ori relațiile vechi, ori oferta asta plină de ego, de ambiție, de obsesie, trebuie reconsiderată. Trebuie reconsiderată. Trebuie depășite decepțiile și reconsiderată oferta. Pentru că împărăteasa, perechea acestui bărbat încăpățânat, ar putea să fie regina de cupe al regelui de cupe, da? Eu cred că e același personaj. Nu avem două cărți de 9 de monede. Eu cred că e același personaj. Deci, acest personaj vrea să rămână în creația sa, vrea să se concentreze pe creație și să refuze fanteziile, să refuze iluziile, să refuze măștile, să refuze falsitățile. Și falsitățile, măștile și iluziile le găsim la diavol. Dacă, cu alte cuvinte, dacă vreți să o luați de la zero, dacă vreți să manifestați ceva nou, cu, uite aici apare justiția, magicianul, da, sunt două suflete care se simt foarte bine împreună, dar unul dintre aceste suflete are tendința să fie manipulator și creează suferință. Și atunci, karma, se va resimți justiția, asta înseamnă karma, printre altele. Nu-i suficient să fie dragoste, trebuie să fie și dreptate, trebuie să fie și corectitudine. Trebuie ca cel care e îndrăgostit să recunoască că iubește, să vină cu sufletul deschis, nu cu obsesii, nu cu ambiții, nu cu orgolii. Și asta va face, da, asta va face perechea sa divină, împărăteasa. Va pune un soi de punct. Nu-mi vinde iluzii, nu-mi vinde construcții rigide, pentru că nu sunt pentru așa ceva. Da? Turnul de despade, tăceri, da? Hai mai vedem, faetonul. Da. Încă o carte pentru acest final. Iacă așa. Da, cavalerul de spade.
Nu vrem lucruri impulsive. Și nebunul? Clarificăm și nebunul. Acum veți trece și veți vedea în cât timp se manifestă. Am zis aproximativ aprilie, dar poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin. Nebunul. Nu uitați povestea de la început. Da. Pentru că există în continuare atașament. Față de această femeie, voi știți despre ce femeie vorbesc. Eu rămân ferm convinsă că cineva vrea să manifeste această fericire. Cum o va manifesta? Va trebui să învețe să fie precaut, să țină la anumite valori într-un mod frumos și să învețe să aibă credință, că și nebunul are credință. Aș putea să vorbesc foarte mult despre nebunul, ar trebui să vorbesc o oră și ceva, poate chiar. Este o carte foarte puternică. Dar după cum vedeți, 3 și 0, creație, dar încă nemanifestată. Trebuie să învățați să manifestați. Nu vi le pot spune pe toate. Mai sunt și lecțiile voastre personale. Va fi bine la un moment dat. Trebuie să treceți prin niște lecții. Dacă voi vreți să vă vedeți anumite zodii prin cărți, vă vedeți. Avem și Berbec și Taur, avem și Zodia Balanței, avem și Capricorn, săracul Capricorn, avem și Fecioară, avem și Pești, Drac, Scorpion, am văzut. Foc, da, am zis Berbec. Ar putea să fie cu 5, da? 5 și 7 alte semne de foc. Da, în principiu sunt cam toate zodiile. Da, sunt cam toate zodiile. Da, nu-mi place să văd de zodii. Acum, hai, ce se zice mai devreme? Aveți încredere că totul va fi bine, da? Totul va fi bine. Și gândiți-vă un pic la priorități. Și iar, important, trebuie să știți că sunteți iubiți. Fiți un pic umil, mai ales dacă aveți de-a face cu... Dacă vorbesc cu unui personaj mai încăpățânat, împăratul, fiți un pic mai umil, în sensul frumos al cuvântului. Mai lăsați așa garda și mândria și nasul jos, da? Știți că sunt, să nu uitați că sunteți iubiți, iubite. Reflectați un pic asupra priorităților. Și care e cea mai mare prioritate? Sufletul vostru, vă aduc aminte, și ceea ce creați din suflet. Dacă sufletul vostru este în iubire și în recunoaștere și în respect față de voi înși vă și în credință, veți putea începe să creați o nouă lume, ceva frumos, ceva nou, cu răbdare, cu răbdare, dar păstrați din linia din care veniți și din vechile experiențe, păstrați 4 de monede ce trebuie. Și investiți în alte lucruri cu răbdare, cu precauție și cu credință. Fără credință nu se face nimic. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, sper că ați ascultat până la sfârșit, așa e și să fie mai lungă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Pa!